Un bărbat în vârstă de 54 de ani a avut parte de un sfârșit tragic după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în localitatea Siliștea. La fața locului au intervenit pompierii militari ai punctului de lucru Dolhasca și cei ai detașamentului Suceava împreună cu lucrătorii ai serviciului voluntar pentru situații de urgență Liteni, cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanță Smurt B2. Cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza unui jar sau scântei căzute din sobă.